Pot să vă spun că sunt născut, crescut în Poiana Blenghi și am 85 de ani. Și mai lucrați în primărie? Da, lucrez de 42 de ani în această primărie. Aveți 85 de ani Da. și sunteți viceprimarul comunei Poiana Poiana Blenghi. Blenghi, da. Cum este să fiți viceprimar la 85 de ani? Prin alegere. Vă văd în formă foarte bună. Ce să fac? Care este secretul? Secretul? Secretul e mersul pe jos. Și mâncare sănătoasă sau e? Mâncare sănătoasă. Cum adică merg? Ia explicați-ne mersul pe jos. Vreau să ne detailați, să ne explicați. Eu am fost primar 32 de ani. Sunt viceprimar de 16 ani. Deci, în perioada cât a fost comunismul, eu făceam pe zi cel puțin 15-20 de kilometri pe jos, cu picioarele. Deci, m-am menținut fizic. Sigur că n-am neglijat mâncarea, să consum o mâncare sănătoasă pentru mine, ca să poți menține sănătatea. Ce înseamnă mâncarea sănătoasă? Explicați-ne. Mâncarea sănătoasă e bazată pe produse locale, din grădina proprie, mai ales verdețuri, fructe, legume, tot ce poți cultiva în grădina ta. Asimilate cu cartofi, fasole și alte produse agricole din gospodăria proprie. Vreau să ne explicați puțin și acum mergeți pe jos. Și acum fac 30 de minute pe jos. În fiecare zi? În fiecare zi. Mâncați sănătos și acum Da, mâncați mânc legume, fructe. sănătos, da. Care e mâncarea dumneavoastră preferată? Mâncarea mea preferată e consumul de legume proaspete. Și anume, care dintre? Începând de la cartofi, fasole, păstăi, tocană de legume și Dar produse, deci, călincă sau ceva de genul ăsta mai consumați sau și alții? Da, când eu un pahar la fiecare prânz. Nu vreau Da? să purtați ochelari? Port ochelari, 20 de grame de țuică. Atât. Nu mai mult. Nu. Bere nu consum, că am și eu diabet, pe care îl duc de vreo 10 ani. Ați fost vreodată în spital? Am fost cu mici. Ne-am tăiat un picior, am făcut o trombă fierbinte. Și am stat și în spitalul 3 săptămâni. Sunteți, cred că, cel mai în vârstă ales local din județul Salaj. Eu n-am mai auzit să... Poate pe țară, nu știu. La 85 de ani. Ați împlinit 85 de ani. În aprilie. De aceea ați intrat pe 86 de ani. 86 de ani. Și cum vă simțiți? Vă văd aici muncind în primărie, v-am văzut cu dosare de proiecte, finanțări. Cum vă simțiți? Eu îndeplinesc mai multe funcții la nivel de comună. În primul rând, sunt vicepreședintele Consiliului Local. În al doilea rând, sunt președintele composesoratului a suprafețelor de pădure și de teren de pășune care sunt proprietatea composesoratului și a oamenilor. Eu conduc această evidență, valorificăm din pășune lemne, închiriem terenuri, și repartizăm membrilor compozitori în funcție de câtă suprafață dețin în compozitorat. Și sunteți și viceprimar. Da. Mai aveți și alte funcții, alte atribuții. Mergeți prin comună, verificați. Sunt răspunzător de construcțiile pe raza comunii, indiferent de ce fel de construcții se fac. Aveți nepoți, domnule viceprimar? Am 3 nepoți. Strănepoți aveți? Am 4. Fantastic!
Bravo. De ce aveți acest talent? Adică unii la 65 de ani ies în pensie. Și se simt bătrân la 50 de ani, mi se simt bătrân. Noastră aveți 86. Eu sunt pensionar din 1990. Ce le-ați recomandat tinerilor care îi văd că stau cu telefoanele în mână, cu capul, nu fac sport, nu fac mișcare? Fac nimic. Eu le-am recomandat și le recomand și acum. Și am mare pică pe cei care nu se înrolează într-o activitate. Ca mâine sau poi mâine vin la organele statului și acuză că n-a condus bine comuna. Noi le-am oferit la fiecare cetățean loc de muncă. La Cluj, la Dej, la unitățile astea care angajează oameni și aduc din străinătate. Dar am văzut că la dumneavoastră, la birou, aveți pe masă calculator. Lucrați și pe calculator? Nu lucrez pe calculator. Nici nu m-a interesat niciodată. Am fost de meserie contabil. Eu n-am lăsat de mână pixul și creonul. Adică dumneavoastră calculați și acum sume, rectificări bugetare, totul din creon? Din creon mai mult. Asta da subiect, frate. Am venit într-una și uite ce undă. Deci dați-mi voie să vă salut. Eu am fost și președinte de cooperativă de consum vreo 4 ani. După ce am fost contabil șef la CAP, de acolo, din la Constituirea Județului și până în 1990 am fost tot primar. În 1990, când a fost 89, când a fost Revoluția, m-am retras, fiindcă în perioada asta, înainte de 1989, în luna mai, comunile noastre s-au unificat, Poiana Brenchi cu Gâlgău. Și atunci eu m-am dus primar la comuna Gâlgău, Poiana Brenchi. Fiindcă atunci se punea problema mișcării cadrelor dintr-un loc într-altul. Mi-a sugerat să mă duc la... încolo către Huedin, la o comună. Și am refuzat categoric să mă duc. Și atunci m-a plasat la Gâlgău. Și am fost până în 89 decembrie, la comuna Gâlgău. După atâta timp de activitate, care sunt amintirile plăcute de care vă puteți mândri? Mă simt mândru de ceea ce s-a realizat la nivelul comunei. Deci, în primul rând, porniți de la structura pe care o avem în comună. Toate localitățile, accesul la localități din Poiana Brenchi sunt drumurile asfaltate. Acum terminăm asfalt în satul Măgura.